Billie Eilish nu a pierdut deloc vremea în timpul pandemiei de coronavirus și a folosit timpul în favoarea ei. Așa că și-a luat fratele și au creat o piesă pe care abia așteaptă să le arate și fanilor din întreaga lume. Eu și Phineas am scris un întreg cântec, ceea ce e destul de rar pentru noi. Îmi place foarte mult ce a ieșit. Am spus fix ceea ce voiam să spun atunci când l-am scris, a spus Billie. Artistei îi este extrem de dor de scenă, de fan, de muzica live, dar nu își pierde speranța. Sincer, mă simt minunat. Știu că trebuie să mă simt nefericită acum pentru că nu mă văd cu nimeni și simt că este acest sentiment acum în aer prin care ești cumva obligat să-ți fie dor de cineva. Da, mi-e dor de prieteni apropiați, mi-e dor de oameni, normal, dar în același timp mă bucur și de spațiul de care am parte acum. Toată lumea are posibilitatea să crească în perioada asta, a mai zis artista.